Bine ați venit la mesajele pentru luna iunie, pentru toți ascendenții. Voi face un singur videoclip pentru toată lumea, separat, bineînțeles, veți vedea minutele respective. De ce? Pentru că uneori mesajele sunt pur și simplu foarte simple și sper să vină comentariile, poate unii dintre voi vor rezona. Iar dacă rezonați, vă rog frumos să-mi trimiteți un mesaj. Toate comentariile le citesc. Și să începem cu ascendent, lună, soare în berbec. Ce avem pentru luna iunie pentru voi? Ce avem pentru... Luna iunie. Nu uitați că sunt energii generale, pot începe oricând sau poate chiar de, de la vizionarea acestui videoclip. Important este să gândiți pozitiv, să zâmbiți și să mergeți pe jos. Ce avem pentru voi? S-a întors o carte. 9 de bâte, piedicile pe care vi le puneți poate sunt ale voastre, eremitul, 3 de cupe, cavalerul de monede. 8 de bute puterea. Unii dintre voi vă veți gândi poate să deveniți proprii voștri șefi sau să investiți în ceva cu totul și cu totul mult mai frumos. Aici am regalitate. Deci pentru unii dintre voi este semnul leului, putere, regalitate. Are de-a face cu aurul. Um, am aici puterea administrativă, deci cei care sunteți profesori, care faceți management, aveți puterea să administrați ceva. Această lună va fi foarte, foarte bună pentru voi, iar aici să fiți întotdeauna alături de familie. Ce vrea să ne spună mai departe? Treiul acela de cupe este fericirea, abundența. 3 de săbii, 9 de săbii. E ceva la care, concret, poate vă gândiți dacă eventual veți reuși. 6 de bute este reușita voastră, 8 de bute și 8 de cupe. Trebuie să plecați din ceva toxic care nu vă mai face plăcere pentru a investi în ceva nou. Simplu. Roata. Este destinul vostru, deci vă urmați destinul. Ceva se va întâmpla în care veți pleca. Pentru unii dintre voi poate fi schimbare de serviciu, pentru alții poate vă schimbați domeniul în care doriți să fiți, dar cu siguranță în iunie va fi o schimbare total diferită, pentru că aveți roata și este destinul vostru. Ce avem aici cu cavalerul? 6 de cupe, 4 de spade și 10 de cupe cu 2 de cupe. Posibil să aveți o asociere cu cineva care acea asociere vreau să văd energia lui 6 de cupe cu 3 de cupe 10 de monede 7 de monede Vreau să văd stresul vostru, gândurile voastre pe care le aveți aici. Regina de monede, iar aici aveți steaua, 2 de monede, regele de cupe, asul de cupe și lumea. 9 de monede. Parcă așteptați ceva care vă renuește viața, deavolul, luna. Luna, deavolul și judecata. Sincer, vreți să vă spun ce este aici? Este poftă de mâncare. Unii dintre voi veți realiza că aveți o poftă de mâncare ieșită din comun. Ei bine, pofta aceea de mâncare ieșită din comun se traduce prin avea grijă ce mâncați, poate unii dintre voi sunteți vegetariani sau unii dintre voi poate vă schimbați deodată ce doriți să mâncați pentru că aveți deavolul. Adică dacă mâncați ceva con constant, deodată vă vine ceva care a, vreau să schimb meniul sau astăzi chiar îmi doresc să mănânc acel lucru care poate nu l-am mâncat de ani de zile sau poate pentru mine um, era ceva în restricție, să-i zicem. Cu alte cuvinte, e un fel de lunare de a face cu mâncarea și emoția. Deci, și judecata atunci vă spune, de fapt, să lăsați corpul să asimileze vitaminele respective, deci aveți grijă ce mâncați. Poate fi o mâncare vegetariană, dar să aibă vitamine în ele, dar cu siguranță veți lua proporții. Ceea ce vreau să vă gândiți altfel. În momentul în care voi luați proporțiile respective, Treiul ăsta de cupe și 10 de monede. Proporția respectivă de obicei, atunci când am de-a face cu luna, este de fapt stomacul, burtica. Deci, atunci când faceți burtică, de fapt este semnul vostru că în perioada în care treceți, acea burtică se manifestă ca acumulare de finanțe, ca un cont de bancă, deci, chiar dacă aveți un apetit, nu, nu, vă, nu vă puneți restricții. Vă puneți restricții atunci când este un fast food, când sunt mâncăruri uh, cu multă grăsime și care, de fapt, nu aveți nevoie de ele. Dar dacă mâncați o mâncare care este normal să o mâncați și care vă place, dar mâncați un pic mai mult decât este posibil și se pune, se vede, ei bine să știți că, de fapt, la apariția uh, acelui marshmallow care îi spune burtica, uh, cine a văzut, uh, vizionat uh, filmul Eat, Pray and Love, uh, mănâncă, roagă și iubește, uh, veți ști cu adevărat că, da, burtica aceea care iese este, de fapt, contul vostru bancar. Asta este una din uh, ceea ce văd aici dar cu siguranță veți schimba ceva în afacerea voastră. Și am senzația că e ceva la care șasele ăsta de cupe vrea să-mi spună ceva și voi clarifica acest șase de cupe. Nu puțin. Vreau să clarific acest șase de cupe pentru care de-a face cu familia voastră și vreau să-i văd energia. Carul, turnul, echilibru și trei de cupe. Vedeți, este legat cu de 3-ul ăsta de cupă de finanțe. Carul este legat de familie. Cineva din familie, echilibru și trei de cupe. cine este persoana respectivă, să mi se clarifice cine este persoana respectivă din familie. Regele de săbii poate fi tatăl, iar tu poți fi copilul. Deci, dacă eventual tatăl dumneavoastră, dacă, dacă trăiește, bineînțeles, pentru unii dintre voi, dacă tatăl vine să-ți ceară o sumă de bani, sau, dacă cel care vizionează acum este tatăl și este ascendent în berbec și vine copilul lui să-i ceară o sumă de bani pentru care are nevoie, banii aceia trebuie să-i dați. De ce? Banii respectivi pe care voi îi dați se mulțesc în zecit. Iar aici aveți 10 de cupe și 10 de monede. Iar acel, acea afacere, să zicem, sau acel agreement cu voi, cu acest doi de cupe, este făcut nu între parteneri, ci între membrii de familie care au nevoie de ajutor pentru că aveți șase de cupe. Și vă aduce un mare noroc. Nu faceți acte cu așa ceva, este ca și cum uitați de lucrul ăsta pentru că știți că sunteți membrii de familie. Deci, pentru unii dintre voi, cei care, bineînțeles, aveți acest lucru, veți vedea singur, voi aștepta comentariile voastre. Cu siguranță luna iunie se schimbă total pentru voi. Finanțe, schimbarea unui job, schimbarea chiar și a temei jobului respectiv, cu totul diferit, este bine să nu vorbiți despre așa ceva. Deci nimeni să nu știe despre ce este vorba. Chiar dacă vă deschideți voi propriul magazin, chiar dacă voi doriți să faceți ceva, nu spuneți la nimeni ce este, ce va fi, până nu se va deschide. Este un fel de avea un spațiu, a pune pur și simplu pe geamurile respective totul în fără culoare pentru a nu se vedea ce se întâmplă acolo și în momentul în care se deschide este exact ca o explozie a unei răușite cu 10 de monede. Ia uitați-vă! până și îngerii vă păzesc. Și este ceva regal, încă o dată, ceva regal, se schimbă o energie extraordinar de mare și trebuie să o faceți cât de repede puteți. Pentru unii dintre voi, la acesta de monede, posibil în același timp să fie ceva legat de a susține o afacere și fiți foarte atenți că zecele ăsta de monede poate fi și un credit mai mare decât ați luat Frodată, dar investiția respectivă și oportunitatea care vi se oferă o veți da înapoi pentru că aveți de două ori doiul ăsta de monede. Mult succes! Mergem mai departe! Ascendent lună soare în taur. Ce avem pentru voi? Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru voi? Ascendent, lună, soare, în tauri. Renașterea, aveți moartea care se întorcea. Haideți să vedem acum ce avem pentru voi. Împăratul. Regele de bute. 10 de bute, va trebui să vă luați foarte, foarte multe uh, responsabilități. 7 de cupe, 3 de spade. În momentul în care luați responsabilitățile respective, trebuie să le duceți la capăt, altfel nu veți avea o reușită aici. 5 de săbii și vreau să clarific acest. 3 de spade Ups 3 de spade. Ce vrea să ne spună treiul ăsta de spade? După care clarificăm. 4 de cupe. Iar aici avem asul de spade, regele de cupe, 10 de cupe, regina de monede și 6 de spade, herofantul. Aici aveți de-a face cu niște responsabilități legate poate de partenerul vostru, pentru că aveți de-a face cu herofantul, herofantul ține de căsătorie, roata norocului este destinul vostru și găsiți o soluție. Este un pic cam greu, dar va trebui să le găsiți, pentru că tot ceea ce ține de responsabilitățile pe care le aveți în momentul în care voi le îndepliniți, aveți totul. Vedeți, este încă o dată semnul care merat aici, doiul acesta, vedeți aici în cupa respectivă, sunt uh, acele două inele pe care le vedeți. Uh, poate fi, de fapt, uh, ca în alte țări, coroana care se pune pe, cei, pe capul celor doi care se căsătoresc, dar pot fi și inelele. Deci, dacă într-adevăr doriți să vă reușească ceva, Orice vă puneți să vă reușească, va trebui mai întâi de toate să respectați responsabilitățile pe care le aveți. Dacă eventual nu doriți să faceți un lucru, acel lucru vă trage în spate și vă dă da acest 5 de spade care este o nereușită. Ce avem aici mai departe? Ceva la care voi veți câștiga și pentru că asul acesta de săbi este întors invers, înseamnă că nu veți spune, este ceva ascuns. Haideți să vedem ce poate fi. Încă o dată, trei de spade și 9 de spade. La ce vă gândiți aici? Ce aveți de fapt aici? Treiul acesta de spade și 9 de spade. 4 de spade, și regele de bâte încă o dată. Poate unii dintre voi vă gândiți foarte mult la ceva la care trebuie să reușiți să puneți o, un interes mai mare sau o responsabilitate în privința unei persoane pentru a ajuta. Ce se întâmplă? Norocul este de partea voastră și ieșiți de fapt din acele gânduri. Cu alte cuvinte, alegeți gândirea pozitivă pentru că totul va fi pozitiv până la sfârșit. Ce vrea să mai spună acest 3-3 de bute? Deci, stresul vostru este dacă într-adevăr veți reuși să uh, duceți la capăt ceva care este legat de o anumită persoană care aveți o anumită pasiune. Cu alte cuvinte, iubiți foarte mult acea persoană. Cavalerul de monede, îndrăgostiții, cavalerul de cupe. Haideți să vedem aici ce avem. Împăratul, pajul de monede. Este o iubire necondiționată. Este dorința de a realiza ceea ce vă doriți până în luna iunie, cred mai repede. Aici șapte de spade și steaua. Perfect. Deci, e prima dată când îmi place șapte de spade. De ce? Pentru că este o strategie. Voi când sunteți organizați și faceți o strategie anume, dați peste cap orice și un guvern întreg. Deci, steaua este o oportunitate și șapte de spade este strategie. În momentul în care voi nu pur și simplu vă gândiți la ceva, ci acționați și faceți strategia respectivă, acel lucru se întâmplă. Pentru că voi luați cum pas înainte pe oricine. Asul de spade, carul, 3 de cupe. Unii dintre voi veți cumpăra o mașină, patru de cupe. Ce este nemulțumirea voastră și care este? Marea prăuteasă și nebunul. Hmm. Fie veți avea copii în familie, fie cine vrea să se gândească să aibă un copil în familie, cred că acum este momentul să facă niște teste speciale, pentru că e posibil să aveți o familie. Aici piedicile s-au eliminat toate, iar marea prăutasă îmi dă de înțeles prin asul acesta și trei de cupe că este abundență și veți fi trei, nu veți mai fi doi, iar Patru de cupe este, de fapt, o nemulțumire emoțională, dar, de fapt, se întâmplă acest lucru, mai ales atunci când mergeți la asul acesta de spade, care, de fapt, este o instituție medicală. E un fel de... Uh, însămânțarea artificială. Genul acesta de energie este cu marea preutasă. Iar șapte de spade și steaua tot la fel este o energie de genul acesta. Și nebunul reprezintă copilul. Ceva care se întoarce pur și simplu. Sau nu vă așteptați la așa ceva pentru unii dintre voi. Deci, fie sunteți la o vârstă la care puteți avea copii, fie sunteți la o vârstă la care încercați să aveți un copil, fie cineva din familia voastră cu ascendent, lună, soare, în taur va avea un copil. Iar aici aveți și pajul de monede cu această caprioară, care de fapt este aceeași energie și aveți fluturile. Se renaște ceva. Și la început când băteam cărțile aveam moarte-renaștere, un fel de uh, pasăre Phoenix. Deci ceva care este de fapt ascuns și apare acum. Iar pentru unii dintre voi vreau să văd acel ascuns ce se întâmplă aici. Marea preutasă. Ce vrea să-mi spună Marea preutasă? 3 de bute, 4 de săbii, regina de bute și 2 de cupe. Foarte frumos aici. Cu alte cuvinte îmi spune acel trei de bute, o călătorie sau o planificare pe care o aveți. Patru de spade este de fapt ceea ce spuneam un pic mai înainte. Unii dintre voi, dacă se gândi la un copil, dar pentru unii dintre voi poate fi și partenerul de viață. Strategia pe care o puneți, doiul acesta de cupe, întâlnirea cu persoana respectivă, aveți de două, ori, regele acesta de bâte, care pentru mine, într-o italare de dragoste, este cel mai bun rege ever. Aveți nebunul care ne dă energia sămânței copilului și, și asul de cupe. Destin. De două ori aveți aici, de două ori. Deci aștept mesajele voastre, nu știu când se va activa această energie, dar cu siguranță va fi ceva extraordinar pentru voi și se va activa înainte de iunie. Deci cei care își doresc un copil, cei care doresc să schimbe ceva în viața lor în tauri, să știți că veți reuși, dar... Nu uitați că orice responsabilitate pe care trebuie să vă luați, va trebui să vă țineți de ea pentru a vă ajuta destinul. Pentru că asta vrea să vă spun aici. Este renașterea voastră și aveți de două ori 400 de spade și la un moment dat aveți senzația că este ceva la care este ascuns. În plus, roata 4 de spade de două ori vă arată că este ceva ascuns poate fi o, știu eu, o sumă de bani sau o, ceva la care veți câștiga prin metode la care nu se văd, cryptocurrency sau ceva la care poate nu v-ați gândit, nu ați avut știință de ele, dar acum încercați să aflați mai multe informații cu șaptele lăsta de spade, oportunitate și bum, avem noroc. Dar nu puneți numai pe seama norocului, puneți pe seama cercetării la ceea ce vă doriți. Pentru că vrea să-mi spună că aici este și frica și gândurile, dacă într-adevăr voi reuși, dar veți reuși numai atunci când depuneți un efort. Nu uitați un singur lucru. Orice veți reuși în momentul în care voi îndepliniți toate responsabilitățile, chiar dacă ele sunt grele. Singura piedică este în momentul în care nu vrei să îndeplinești ceva și atunci se întoarce totul împotriva ta. Mergem mai departe. Vă doresc o lună frumoasă și prosperă și zâmbiți mult și mergeți pe jos, pentru că într-adevăr, taurii să știți că sunteți avantajați când mergeți pe jos. Atunci vin banii. Secrete astrologice. Ascendent lună-soare în gemeni. Haideți să vedem ce avem pentru voi aici. Ce avem pentru gemeni. Ce avem pentru gemeni. Wow! Avem lumea, avem cavalerul de monede, avem cavalerul de cupe și avem și regele de monede. Unii dintre voi posibil fie mergeți într-o vacanță în exterior, fie mergeți uh, poate într-o călătorie spirituală pentru că aveți de face și cu cavalerul de cupe. Și în momentul în care voi treceți, vedeți aici imaginea, voi în momentul în care faceți călătoria respectivă și treceți peste o apă, un râu, în momentul acela voi de fapt activați banii. Foarte interesant. A, cui nu-i place râsul meu, îl rog frumos să iasă, a, să iasă afară de pe canal. <l> pentru că am avut mesaje de genul că nu am voie să râd. Pe canalul meu fac ce vreau. <l> și dacă nu vă place râsul meu și vocea mea, chiar vă rog să ieșiți. Pentru că nu mă deranjează cu nimic. Deci, lumea mai veselă, lumea care vrea să facă orice vrea să facă, pentru el, atunci să știți, nu mai luați nicio regulă de la nimeni, ci pur și simplu dacă vreți într-adevăr voi să credeți în ceva, da. Dar în momentul în care voi vă iubiți pe voi, zâmbiți mai mult și atrageți energie negativ, pozitivă, este cel mai bine. Cea negativă este de dat la gunoi și o respingeți, pur și simplu o respingeți. Și cu cât râdeți mai mult, cu atât vă mor dușmanii. Deci, Hai să mergem mai departe să vedem ce avem aici. Lumea ne dă ceva ce ține de exterior. Deci fie este o călătorie în exterior, fie faceți niște donații, știu eu, pentru oameni săraci, pentru că lumea este guvernată de Saturn, Saturn are de-a face cu oamenii săraci sau în serviciu cuiva sau poate vine cineva la ușa voastră și vă spune că are nevoie de niște bani și voi dați bănuții respectivi și uh, îi lăsați un fel de... îi ajutați. Dar încă o dată, cei care veți călătorii și mai ales cei care veți călători peste o apă, să știți că voi, de fapt, vă activați abundența. Ia uitați, încă o dată apa. Deci, sunt un fel de încercați mai multe, să rezolvați mult mai multe lucruri cu doiul ăsta de monede, dar este din nou pe apă, ceea ce înseamnă că va aduce o fluiditate extraordinară. Deci e posibil să avem încercări, toți avem încercări, dar în urma încercărilor respective, voi veți face bani. Herofantul, ceva ce ține de religie, pentru fiecare în parte este liber să creadă în ce vrea, șasele acestea de cupe pentru unii dintre voi poate fi meleagul natal sau aveți de-a face cu familia. Zece de spade. Poate că cândva ați fost și voi în acea situație, dar cu nebunul aici, pentru unii dintre voi e posibil să vă omoare cheltuielile pentru copii. <gură> Dar nu vă lăsați, adică prefer să îi dau copilului meu să meargă să studieze, prefer să îi dau copilului meu dacă vrea să-și cumpere ceva care îi place. Deci nu-i spuneți nu, pentru că în momentul în care voi faceți cheltuiala respectivă, vedeți, vin banii vin banii, nouă de monede, deci vin banii, deci nu există altă explicație, banii vor veni oricum. Vreau să văd aceste 10 de spade împărăteasa. Când vă gândiți că dacă voi avea bani pentru a investi în copilul meu, dacă voi avea bani să investesc în ceva, dacă, 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 va fi. Deci, veți avea grijă de ei. Pajul acesta de cupe pentru unii dintre voi posibil să fie special un copil care dorește să facă niște cheltuieli, dar încă ceva. Împărăteasa este Venus. Deci, dacă ne uităm acum ca o etalare din partea unui bărbat, dar fie și din partea unei femei, dar din partea unui bărbat, în, dacă aveți ceva pus deoparte, bineînțeles, nu-i dați toate <laughs> rezervele, dar de obicei femeia este cea care ține casa, dar dacă aici este un bărbat care vizionează, ei bine, în momentul în care îi veți da o sumă de bani soției, pentru a cheltui pentru ceva care o satisface, că vrea să-și cumpere o geantă, că vrea să-și cumpere ceva de îmbrăcat frumos, că vrea să-și cumpere pur și simplu un articol cosmetic scump, pentru că asta are de face Venus. În momentul în care soția cheltuie, voi începeți să faceți bani. De ce spun atunci când este vorba despre un bărbat? Pentru că Venus reprezintă... Femeia. Chiar dacă voi sunteți aici, femei care vizionați, asta ar însemna să vedeți dacă ascendent, lună-soare a soțului, partenerului, este în gemeni și atunci să încercați să le spuneți că vă place ceva care este foarte frumos chiar dacă este scump. Dar în momentul în care ei devin darnici cu voi, de fapt, ei vor lua o primă la locul de muncă. Dacă sunt zgârciți, atunci zgârcenia se duce în lanț. Știți, se atrage lucrul ăsta. Haideți să vedem clarificarea pe care o avem aici cu voi. Lumea, eremitul, da, mergeți la un loc sfânt. Vedeți încă o dată vă arată aici râul, Cine va trece peste un râu va începe să aibă bani. Bineînțeles, nu toată lumea va călători pentru așa ceva, dar vedeți că va veni instantaneu și când vine timpul. Patru de monede, niște blocaje financiare pe care le aveți, 4 de cupe, regina de cupe, în frumusețare, bunătate, ceea ce voi vă doriți, atât voi cât și ceilalți, vă doriți abundența, Nebunul încă o dată, deci cu siguranță aveți de, de a face și cu un copil, cine investește în copii să știți că vin banii înapoi. Încă o dată pașul de cupe, deci avem de două ori pașul de cupe. Iar aici nouă de bute piedicile care au fost se, se disipă și aveți asul de bute, Deci cam totul va merge pe pe aer, pe noutate, iar aici aveți regele de săbi. Este ca și cum ați dat telefon cuiva sau mergeți în aer și o spuneți, adică fie este urechea, dar o spuneți, este vocea persoanei respective, nu este o fotografie, nu este, este ca și cum faceți reclamă la ceva sau o spuneți și imediat toată lumea vine către voi, mai ales a cei care aveți o afacere, ceva de genul acesta. Vreau să văd aici turnul, surpriza care este, regele de cupe și carul. Pentru unii dintre voi posibil să aveți o surpriză să vi se cumpere ceva. De ce? Turnul poate fi, turnul în primul rând este guvernat de Marte. Marte înseamnă proprietate. Posibil pentru unii dintre voi să vă extindeți casa, dar unii dintre voi posibil chiar să vă cumpărați o mașină. Dar turnul acesta este în același moment și extinderea, iar nebunul acesta iarăși se repetă, deci avem de două ori pajul de cupe și nebunul, înseamnă că vine o bucurie mare în casa voastră și posibil pentru unii dintre voi acel copil, dacă nu vine un copil, poate fi un animal de casă, un cățel, care de fapt vă schimbă total toată energia casei. Voi aștepta mesajele voastre. Vă doresc o lună frumoasă, zâmbiți mai mult, să fiți fericiți și ne auzim! Ce avem pentru Ascendent Lună Soare în RAC? Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru Ascendent Lună... Ups! We have... 9 <laughs> de monede! Eremitul și... 10 de cupe. Foarte interesant. Eremitul știți că este de fapt cromozomul, iar 10 de cupe poate fi ceva legat de o știință care să aducă copii. Pentru că aici se caută o soluție și prin plată 9 de monede, aici aveți de-a face, poate unii dintre voi, o fertilizare vitro. Pentru că asta vrea să-mi spun întotdeauna, eremitul este prima înțelegere a eremitului, mai ales din cabala, să știți că este cromozomul. Este una dintre cele mai puternice cărți. Spânzuratul, cavalerul de cupe și nouă de bâte. Voi mai lăsa încă una. Stau, oportunitate la care voi vă gândiți. Iar aici avem marea prăoteasă, lumea, puterea. Posibil să aveți, unii dintre voi poate aveți niște conferințe, să zicem. Și dacă acele conferințe pe care le faceți le faceți într-un număr mai mic de oameni, cum este 10 la acesta de cupe și uh, cineva vorbește, deci ceilalți vorbesc despre așa ceva, imediat se extinde internațional ceea ce voi. Îi învățați pe ceilalți cu alte cuvinte, pentru că aici marea preuta să asta face. Posibil să fie ceva legat de spiritualitate, dar posibil să fie și ceva legat de o știință medicală, pentru că patru de spade are de a face și cu medicina. Și cu spitalizarea, nu neapărat să fii în spital, este o știință. Ce avem aici? Șapte de bâte. va fi ceva cu succes. Deci, dacă eventual aveți membri în familie care se gândesc la așa ceva, să știți că va fi ceva cu succes. Dacă eventual aveți de-a face cu o afacere pe care doriți să o faceți în familie și să vă extindeți, din nou va fi ceva extraordinar de bine. Dar șasele acestea de bute vă va, va aduce succes, dar în același timp, pentru că am și șapte de bute și este legat de uh, lumea virtuală, de media, de... Vedeți voi, vor veni oamenii la voi, numai cei care trebuie să ajungă la voi. E ca și cum cineva care încearcă să vină la voi pentru că este că vrea să obțină niște rezultate prompte sau genul acesta e ca și cum mi se arde circuitul sau uh, nu se mai vede linkul respectiv sau uh, nu mai are internet. Genul acesta de energie pentru că o aveți împreună cu spânzuratul. Pașul de bute, vestea pentru ceea ce faceți voi se duce foarte foarte repede și aveți un câștig. Mare și cineva vă susține extraordinar pentru că steaua are de-a face cu carsa vărsătorului Casa 11 și acolo sunt visele voastre, acolo uh, sunt împlinirile voastre. Vedeți remediile pe care le am pe Astrovedic, vedeți ce vă doriți voi cu adevărat, ce aveți pe poziția de vest a casei. Cum este văzută poziția de Vesta de acasă, pentru că de acolo vin visele voastre, este casa voastră a 11-a și în același timp banii cași vin de la sud-est deci dacă pozițiile casei sunt bine de ce? pentru că aveți nouă lăsta de bâte e un fel de mai este puțin până să ajungem acolo și cavalerul acesta de bute este cel care luptă în continuu deci aveți foarte multă activitate vă spune că dacă doriți într-adevăr să vă extindeți în ceva înseamnă că va trebui să alergați pentru acel ceva marea preuteasă este ceva ascuns la care poate informația nu aveți, dar patrul acesta de cupe cu siguranță vine la ceva care vă satisface chiar dacă vă gândiți că nu era tocmai ceea ce v-ați propus. 10 de spade și carul. Încă o dată, atunci când simțiți că poate nu ați reușit, de fapt reușita vine. Și e posibil să aveți un, un un mare, o mare surpriză pentru că carul acesta are de-a face cu o nouă cum să zic, religie, un nou cineva dintr-o total diferit de cultura voastră și e posibil ca acea acea adunare pe care o faceți, pe care o țineți, să se ducă vestea în locuri în care voi nu ați fost niciodată și în care nu ați estimat că oamenii respectivi vor veni la voi. Roată. Destinul vă întoarce într-un loc sacru. Ia uitați-vă. Destinul vă întoarce într-un loc sacru și este internațional, e, e destinul cu siguranță și uite că avem aici și, a, avem aici și regele de bute care de fapt ne spune că de acolo posibil să provină chiar un suflet pereche. Dar 4 de săbi, 9 de săbi, 3 de săbi și aveți de două ori spânzuratul. Vedeți că vine ceva romantic în viața voastră, dar mai mult de o săptămână nu ține. Deci 9 zile, 3 zile, mai mult de o săptămână de zile nu ține. Deci aveți grijă că nu este tocmai romantismul pe care voi îl căutați. Eu vă, pur și simplu vă spun așa din start, ceea ce văd aici. Acum las la atitudinea voastră, dar eu vă spun sincer că 300 de spade și 9 de spade e un fel de uh, o atracție pe care n-ați mai întâlnit-o niciodată, dar este semnificativ, este ascuns uh, ceva la care trebuia să se întâmple pentru a se termina. Și în momentul în care voi vă controlați, vă dați seama că de fapt acel lucru a fost cândva. De aceea se numește reîncarnare. Și nu contează în ce, loc, în ce loc sunteți, pentru că sufletele uh, vor merge oriunde. Foarte mulți întreabă um, dacă vor merge pe lună, pe mare, pe marte, pe ce vreți voi. Sufletul nu are nevoie nici de oxigen, nici de mâncare. Haideți să vedem atunci ce este acest trei de spade cu 9 de spade și regele. 7 de monede undeva unde veți investi și este un cavaler de cupe și steaua respectivă, posibil să fie un vărsător. Și vedeți, este peste hotare. Încă o dată se repetă. Dar este cineva care, de fapt, se balansează undeva și aici este luna, iar aici împărăteasa ne arată că, de fapt, persoana respectivă posibil să fie chiar căsătorit, căsătorită. Iar luna este emoția. Să știți că întotdeauna și pe o hartă, în momentul în care se vede uh, tranzitul lunii într-o anumită casă, de fapt, noi ne uităm la lună, pentru că luna este cea care ne provoacă a ne uita la altcineva. Deci, cu acesta fiind, eu vă doresc o lună frumoasă, fericită și prosperă. Mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în leu. Haideți să vedem. Ce avem pentru voi? Ascendent, lună, soare în leu. Ce avem pentru voi? Atenția voastră este regina de monede. Să munciți, să fiți în serviciu. Asta este cariera voastră. De ce vă este teamă? În momentul în care voi activați cariera voastră, în același moment se activează cariera unui copil, 8 de bute, da, șase de cupe, deci voi de fapt activați cariera unui copil, adică expansiunea acelui copil de a reuși, de a lua un serviciu bun, de a avea niște câștiguri bune, marea preoteasă e, e ceva la care se combină cu energia voastră, iar aici ce avem, magicianul se repetă ceva, doi de cupe, steaua. Foarte interesantă etalarea voastră pentru că aveți de-a face cu familia. Deci, pentru unii dintre voi, dacă acel parteneriat care îl aveți cu cineva, nu merge. Nu merge poate în căsătorie, nu merge poate în afaceri, nu merge în ceva. Va trebui să cereți un sfat. Marele sfat este de la marea preoteasă. Marea preoteasă pentru unii dintre voi poate fi mama. Nu înseamnă că mama vă va da toate relațiile posibile, dar... Dacă mergi și te păsuiești mamei și îi spui nu știu ce se întâmplă, de ce, nu merge bine sau ce se întâmplă aici, mama îți va spune de ce nu te duci să pui niște bani deoparte să investești în asta sau de ce nu pui niște bani în bancă care știi că se vor aduna acolo dacă e într-adevăr ceva la care stai să te gândești și prin logică vezi că mama are dreptate, fă -o. pentru că e, o, e o, un fel de o, o combinație de energie un, e un fel de secret mistic în care intră pur și simplu și activează această energie. Optul acesta este norocul vostru. Este energia banilor. Aici faceți bani. Dar e un fel de parteneriat care nu se vede. Vedeți că în ambele sunt luna? Mama. Deci e un parteneriat care în aparență nu se vede, pentru că voi luați sfatul, dar în momentul în care faceți lucrul acela, încep să se schimbe lucrurile și încep să mergă lucrurile în bine. Pentru că aici voi este teamă că nu veți reuși. Vedeți? Deavolul. Șapte de spade. Pentru că nu aveți, sau e un fel de a spune, nu am o strategie bună, ceva fac greșit, total greșit și nu se întâmplă și atunci veniți cu întrebarea pentru a aștepta un sfat. Eu personal vă sfătuiesc chiar dacă vorbiți cu mama la o lună, la un an, cei care nu aveți atunci pe cine considerați voi că vă dă un bun sfat, dar să fie o femeie înțeleaptă, bătrână. Pentru că asta este marea preoteasă. 8. Cercetați terenul, cercetați ceva din care veți câștiga. Bine, nu veți câștiga marea cu sarea, dar veți câștiga. Dacă o luați în termeni, dacă am astăzi 10 euro și până la sfârșitul săptămânii vor, voi câștiga și voi avea 100 de euro, e o mare diferență de la 10 la 100 de euro. Nu veți câștiga la loto. Veți câștiga prin munca pe care o depuneți. Asta este munca pe care o depuneți. Marea preoteasă. Faci ceva care îți place și cu multă iubire, cuvintele care ies din gura unei persoane care, de fapt, vrea să-ți dăruiască acele binecuvântări și reușita de care să ai parte, imediat se accelerează. Îndrăgostiții sunt guvernați de Mercur și Mercur îl aveți aici. Din nou, perechea, e încet dar rapid. Deavolul și șapte de spade. Nebunul. E un fel de a spune, nu te lăsa pe oreche și să lași responsabilitățile pe altceva sau să găsești un drum mai scurt de a face bani pentru că nu vei avea reușită. Și nu risca. Nu risca pe ceva la care nu știi cu siguranță de că vei scoate. Iar aici imaginea nebunului cu șapte de spade și davolul poate fi un uh, cryptocurrency, poate fi o investiție uh, ceva care este online. Dar în același moment poți să mergi, pentru că aici este un risc. Vedeți voi cum stă aici nebunul pe marginea muntelui. da? Fie face un pas și efectiv este, dacă are conștiința curată și știe că poate într-adevăr să meargă în aer, metam, deci metaforic, atunci o poate face. Dar în momentul în care știe că riscă ceva, poate să cadă abrupt. Și căderea va fi de la mare înălțime. Deci, ce vrea să-mi spună, de fapt aici este că va trebui să ai grijă la ce în ce investești. Ce ar trebui să știi. Ce ar trebui să știi? Ce ar trebui să știi? Justiția? Deavolul, Regina de spade și regele de spade, că în momentul în care alegi niște drumuri care nu sunt bune, ai de-a face cu justiția. Te urmărește, e un fel de ofițerii justiției. În ce ar trebui să investești? Regina de monede, îndrăgostiții, și marea prăuteasă. <laughs> Foarte simplu. Fie investiți în agricultură, fie produsele voastre pe care voi le vindeți vor fi primele pe piață. De ce? Pentru că aveți regina de monede. Fie sunt produsele tale agricole, fie sunt animalele pe care le vei vinde, tot ce ține de genul ăsta. Iar aici marea prăuteasă. Fie fructele, rodii. În ce vrei tu să investești? Vor veni către tine. Fie ceva ce ține de adâncul pământului. Deci, pentru cei care aveți bani, ce ține de aer cu adâncul pământului sunt gazele și petrolul. Deci, asta ar fi cei care vreți ca să investiți în ceva. Iar cei care cu adevărat vreți să investiți în ceva în care aveți posibilitatea, ar fi bine să fie în agricultură. Fie că veți, puse, veți pune solarii pentru o perioadă de timp. Veți câștiga niște bani foarte bine. Fie fructele respective pe care le veți vinde. E un fel de a-ți schimba direcția aici și vei vedea că, într-adevăr, vei avea acel câștig financiar. Vă doresc o lună prosperă, numai bine, zâmbiți mai mult și merge mai departe. Ascendem lună soare în fecioară. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru fecioare. În special la fecioare să știți că aștept comentariile. Au picat imediat cavalerul de monede. <laughs> beberița, ceva care se întâmplă acolo, așteptați niște noutăți, cineva călătorii? sau poate chiar aveți de-a face aici cu iepurașul acesta care vă spune că am de-a face cu o comunitate online, ceva de genul acesta. Cu siguranță aveți de-a face cu ceva care ține de o călătorie în exterior. Haideți să vedem cum. Deavolul, ce vrea să ne spună aici deavolul? Asul de cupe, moartea. Doamne, aici este o renaștere. Aici este, deci este prima dată când văd deavolul cu asul de cupe și moartea. Deci efectiv îmi vorbește, este o renaștere a voastră la ceva, o ambiție la care voi aveți. Haideți să vedem despre ce este vorba. Cavalerul de săbii, cavalerul de cupe, 10 de monede, spânzuratul, asul de săbii. Voi pune un pic mai sus cărțile. 6 de bute, Iar aici aveți un nou început. Steaua, patru de bute, 10 de Wow, ceva care va aduce o responsabilitate enormă. Aveți trei cavaleri. Noutățile pe care trebuie să le dați, ce, ce trebuie să faceți și am senzația că acest deavol cu moartea este de fapt plăcerea ta de a face ceva, dar în momentul în care te combini în ceva, dacă ești un manager să zicem, sau administrezi ceva, sau vei avea o încărcătură de muncă atât de mare, ai impresia că va cade cerul pe tine. Deci nu vorbim. Nu aveți soluție de scăpare. Munca pe care o depuneți și timpul necesar pe care îl veți avea aici nou acesta de cupe este pentru că fie vă face plăcere sau nu va trebui să faceți acel lucru. Deci va trebui să vă îndepliniți responsabilitățile. Nu va fi ușor. Știu că fecioarele sunt învățate că nu totul este ușor, e bine de data asta să știți că nu va fi ușor. În plus, tot ce ține de cavaleri, posibil să fie copiii voștri. Asul acesta de cupe, fie este ceva în care voi investiți, fie este un copil. Pentru că aveți și asul de bute, speranța pe care o aveți sau steaua și aici patru de bute. Dacă ține de familie, dacă ține de în avea un copil, bineînțeles, depinde de vârsta pe care o aveți. Dar dacă eventual, iar steaua are de-a face cu imaginea, lui, imaginea vărsătorului, vărsătorul este o, din nou, poate fi o însămânțare vitro. De ce? Pentru că este ceva neconvențional. Are de-a face cu imaginea vărsătorului, ceva la care nu vă așteptați, dar care este de, este de fapt o soluție. Pentru unii dintre voi. Pentru alții poate fi de fapt în a investi în ceva în care îi pune foarte mult la muncă, dar în același timp vă transformă. Deci e un fel de transformare personală. Să zicem că aveți de studiat ceva. Și până acum poate nu ați stat pe studiile respective și poate nu ați făcut cine știe ce. Ei bine, în momentul în care vine profesorul acela pe capul vostru, aveți o responsabilitate enormă, vi se numără minutele. E un fel de a vă pune la muncă să nu mai să le știți voi sau să administrați voi, să administrați și pe ceilalți. Asta înseamnă. Deavolul. Șase de monede. În momentul în care investești în ceva, aștepți să vină acei ceva la tine. Corect? Asul. Trei de cupe. Finanțele care vin. Abundența care vine. Abundența o aveți și aici ca zece de monede. Da, vă veți extinde, veți avea bani, dar veți depune un efort enorm. Spânzuratul și 10 de cupe. O transformare totală. Vă dedicați complet familiei și poate unii dintre voi chiar aveți o relație mai bună cu cei din familie cu care nu ați avut. Poate frații, surorile, poate ceva de genul acesta, pentru că asta este energia pe care o aveți aici. 10 de monede, 7 de cupe, 5 de cupe și carul. Aici sunt niște bănuți care trebuiau de mult să vină și carul acela va fi împins de la spate să vină. Pentru că acum este momentul, să zicem. Universul lucrează în așa fel încât să vină acel ceva care voi trebuia să-l luați de mult. Este ca și cum vi s-a uitat strada. Cavalerul de Spade, ce este aici? Este puterea, lumea, regele de monede. În primul rând este energia voastră, ceva la care vă extindeți în exterior, puterea. Va trebui să fiți foarte puternici, să vă odihniți bine pentru a fi puternici toate veștile respective vor merge în afară, în aface, comercializare, ceva de genul acesta, pentru că acest cavaler pur și simplu duce vestea foarte repede. Asul de monede, 5 de monede, 4 de monede, ceva care va stagnat, a stagnat non-stop în succesul vostru, iar aici aveți moartea. Trebuie să schimbați ceva. Fie în programul vostru zilnic, fie în ceva la care va trebui să aveți ca uh, refugiu sau casa voastră. Pentru unii dintre voi, patrul acesta poate fi stâlpul vostru unde stați, stâlpii casei, iar moartea este ceva la care voi trebuie să acționați în folosul vostru. Aici este, de fapt, resetarea voastră. Din această resetare iese abundență, foarte multă muncă, dăruire și ceva la care voi aveți un nou început. Nu va fi ușor, dar vi se schimbă toată viața. Pajul de spade vine cu o noutate și acea noutate care vine poate ține într-adevăr de acest șase de monede nou început, soarele. Se face lumină în ceea ce voi vă doriți cu adevărat. Ra! Soarele! Alchimia! Magia! Împărăteasă! finanțe și pentru unii dintre voi este o sarcină. Apare ceva la care nu v-ați așteptat. Și ține într-adevăr și de 10 de cupe. Ia uitați cu ce se termină, 10 de monede. Fecioarelor din start vă spun că aveți mari schimbări. Pentru unii dintre voi, finanțele vor fi a voastre sau vor fi al copiilor voștri, dar cu siguranță veți avea și voi. Pentru că se activează ceva la care se resetează totul. Iar aici sunt bani ascunși. Vin, nu sunt bani ascunși, ci pur și simplu vin din diferite surse. Și bineînțeles că toată lumea îi va primi. Sunt bineveniți. Iar tot ceea ce vine, vedeți, deavolul și șase de monede, vă spune să îi puneți într-un loc în care nu se văd. Asta vă spune. Deavolul nu este neapărat o energie negativă, ci pur și simplu te învață să fii mai inteligent sau să ai o strategie mai bună. Nu e ceva la care să te gândești că da, este rău, că, a, că vei cheltui, posibil să cheltui, dar nu vei cheltui în aceeași măsură în care normal vei lua. Dar aici cu siguranță se va schimba ceva. ce ține acest nou început. E o greutate enormă pentru că se vede acea schimbare pe care o faci și nu e că investești uh, munca ta, investești timpul tău, investești totul, este ca și cum tu trăiești pentru a respecta acele responsabilități pentru a da curs acelui ceva la care tu trebuie să le faci. Nouă de bute, în acel nou început, 10 de cupe, 10 de spade și cavalerul de săbi. Deci, ceva la care te-a oprit până acum non-stop, ți s-a pus piedică, în sfârșit, acum, ți se dă liber. Și va fi, e un fel de a acționa extraordinar de repede. Aici înseamnă libertatea ta. Dar asta înseamnă să lupți pentru tine. Împărăteasa. Roata. Ăsta este destinul tău. Iar aici aveți, din nou, asul de cupe, doi de cupe, cineva care este prezent în viața voastră, cineva care își dorește foarte mult, poate chiar într-adevăr să aveți uh, un copil. Știu, este vorba despre vârstă, dar vedeți ce vrea să vă spun aici. Iar aici aveți trei de monede și împăratul. Dacă veți avea un șef nou sau veți fi în poziția de a fi um, cel care administrează, este un mentor care vă dă, de fapt, un plan pentru ceva, vă rog să mă credeți că aici împăratul și trei de monede este o muncă asiduă, dar veți câștiga, ăsta este destinul vostru. E un fel de nu te lupta cu morile de vânt, pentru că morile alea sunt făcute acolo pentru tine, pentru că în urma acestui efort mare îți va aduce o realizare la care nici tu nu poți să-ți imaginezi cât de puternic vei fi. Și cum te vei realiza? E un fel de a fi căutat de pe toate colțurile pământului pentru ceea ce știi tu. De ce? Pentru că mentorul ăsta te-a pus la treabă. Și lucrurile pe care tu le vei avea ca experiență și lucrurile pe care tu le vei ști sunt total diferite de ceea ce a fost până acum. Și va începe foarte recent. Iar pentru unii dintre voi care nu, aveți, nu veți avea un copil, asta înseamnă că copiii voștri vor avea un mare succes financiar în ceea ce vor investi ei. Și întotdeauna să știți că aici partenerul vă susține. Visele voastre devin realitate datorită muncii pe care o puneți. E o etalare, nu pot să vă explic energia pe care o simt. Pur și simplu mi s-a încrățit toată pielea. E, e știu că unii dintre voi poate nu rezonați, vedeți corect cine este ascendentul vostru, vedeți să-l vedeți în western, vreți să-l vedeți, să vedeți în, în Vedic, vedeți ce aveți acolo pentru că aici este extrem de mare schimbarea respectivă. Este extraordinară. Fie plecați în exterior, fie aveți o conexiune cu exteriorul, dar este un succes enorm, dar după o muncă asiduă care nu este foarte ușoară, sincer. Dar în momentul în care veți trece chiar pe 2025, pentru că îți arată de fapt cum merge această imagine, roata, destinul, Cred că ceea ce faceți voi aici va fi o explozie extraordinar de frumoasă, de bună, financiar, experiența pe care o aveți pentru viitor. Pentru că aici vi se arată după 9 luni. După 9 luni. Poate fi orice. Poate fi munca voastră, poate fi imaginea voastră, poate fi familia voastră, poate fi investiția într-o casă sau într-o afacere, poate fi orice. După ce vi se pune această amprentă de aici, aici sunteți misticul din voi, sunteți totul. Nimic nu vă mai oprește. Vă doresc numai bine, o lună frumoasă, Poate v-am pus pe gânduri, dar să știți că este ceva extraordinar de frumos. Numai bine zâmbiți mai mult și ne auzim. Ascendent, lună, soare în balanță. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru voi pentru balanță? ce avem pentru voi. S-a întors o carte. Aici avem un patru de cupe. Cineva care emoțional poate se gândește că trebuie să facă o schimbare. Haideți să vedem acum ce avem aici pentru voi. Regele de cupe. Împăratul. 9 de săbii, 9 de cupe, ceva la care voi doriți foarte mult să realizați, dar vedeți voi aici este ceva la care uh, aveți un pic de uh, strângere de inimă. Voi face sau nu voi face soarele și roata. O veți face, bineînțeles, dar va trebui să schimbați ceva. Poate veți schimba stilul de a lucra, poate veți schimba ceva care v-a împiedicat până acum pentru că aveți 8 de cupe, aveți luna și 3 de cupe, iar aici 10 de spade. Este felul în care veți lucra, iar aici marea preoteasă este bine orice tip de lucrare veți face să nu vorbiți despre ea. Vi se cere într-un fel sau altul să nu mai spuneți dinainte unde veți merge, ce veți face sau cum vor fi planurile respective. Dar cu siguranță, optul acesta de cupe veți ieși din ceva toxic. Și atunci când am de-a face cu luna care este guvernată de, cu lumea care este guvernată, de fapt, de Saturn, înseamnă că veți ieși dintr-o stagnare, pentru că Saturn este stagnare. Veți ieși din ceva care v-a oprit constant să câștigați. Haideți să vedem ce este acel ceva. Regele de cupe. Voi sunteți propriul vostru șef, cu alte cuvinte, și știți foarte bine că faceți foarte multe lucruri care nu ascultați de alții. Succesul respectiv este în continuare să fiți voi înșivă. Bizar. <laughs> Dar asta este. Deci trebuie neapărat să faceți ce vă spune sufletul vostru, ce vă spune intuiția voastră, ce vă spune felul vostru de a fi șef. Da, 10 de cupe. Plus, aici ține iarăși de familia voastră. Posibil ca cei din familia voastră, când voi activați afacerea voastră, să aibă niște câștiguri. Câștigurile respective depind, fiți atenți, depind de cum aveți voi energia. Dacă voi câștigați, sunteți pe poziția de a câștiga să ajungeți în topul topurilor, atunci și cei din familie vor ajunge la fel. Dacă voi sunteți pe poziția de a pierde, atunci și cei din familie vor pierde. Deci mare atenție la deciziile pe care le luați. Pentru că este ceva conectat cu 10 la asta de cupe. Și are de-a face și cu uh, energia tatălui. Pentru că cei care sunteți proprii șefi, aveți de-a face cu tatăl. Deci nu este cineva care. un manager care îl aveți. Este pur și simplu cineva din familie. Plus aveți soarele. Nouă de cupe, eremitul. Este bine să cercetați tot ceea ce doriți ca să faceți. Lumea. Are de-a face cu internaționalul, cu multinaționalul, ceva la care se extinde și soarele este de fapt electricitate, curentul electric. Deci posibil ca acel ceva care se extinde ce faceți voi este dus de electricitate. Poate fi bineînțeles și online, dar soarele vă spune că are de-a face cu această energie sau poate fi o energie solară. 9 de monede și roata. O investiție care vă scoate foarte mulți bani. Dacă într-adevăr are de-a face cu o investiție solară, atunci eu v-aș spune să vă bazați pe ceva care este foarte ușor de manevrat. Nu este greu de manevrat. Pentru că asta vrea să vă spună soarele. Optul acesta de cupe Regina de monede. Poate pentru unii dintre voi ieșiți dintr-o anumită relație sau ieșiți din ceva care v-a stagnat, de fapt. Doi de cupe și cavalerul de cupe. Poate că persoana cu care sunteți nu este singură sau singur. Și va trebui să vă gândiți ce veți face mai departe. Ce vrea să-mi spun aici? Doiul acesta de săbi? Pajul de săbi. Ceva la care vin niște noutăți bune, trebuie să luați o decizie, iar aici șasele ăsta de spade este o relocare. Pentru unii dintre voi, vedeți că se repetă din nou, se repetă împăratul, 9 de cupe și optul acesta de bute. Și aveți și regina de bute. Deci, posibil să fie ceva legat de o investiție care ține de, știu internațional poate, ceva care Vine pe calea aerului, pentru că optul acela de bute poate fi o noutate, dar poate fi și un zbor cu avionul. 9 de cupe, ceva la care voi v-ați dorit, împăratul po poate fi imaginea voastră sau a cuiva care încearcă să vă aducă în afacerea respectivă, iar șase de spade este un tranzit peste apă, o relocare. Vreau să văd aici ce aveți aici. Roata nouă de monede. Magicianul și soarele. 10 de cupe. Totul este legat de familie cu 10 la acesta de monede. Deci, luați o decizie bună în ceea ce vreți să investiți pentru că acest de 10 de monede va veni. Puterea este ceva regal, ceva la care are o valoare mare. Dacă doriți să investiți în ceva, să investiți în ceva în care este ușor de manevrat, dar care este scump, la care nu au acces ceilalți. Să fie scump, regal, vi se spune din start magicianul, tu poți să transformi absolut totul. Zecele acesta de cupe aduce fericire în familii. Deci, poți să investești în ceva care vor face pe ceilalți din alte familii fericiți. Gândiți-vă la ceva la care voi v-ați gândit atât de mult. Pentru că pentru fiecare în parte va fi total diferit. Dar nu uitați un lucru, electricitate și cineva care te face fericit poate fi fie un solar, poate fi un aer condiționat, poate fi orice ce ține ca dispozitiv electric, dar care să nu consume mult. Deci gândiți-vă la ceva care ar fi ideea respectivă, dar va trebui să vă gândiți și la ceva care puteți să investiți banii respectivi. Cei care lucrați, veți fi în poziția de a călători de a face planuri de vânzări, de a reda lucrurile respective, de a ieși în fața oamenilor și a prezenta cel ceva, pentru că numai așa veți avea un câștig financiar. Și vi se cere în același timp, nu este un curs de specializare, ci pur și simplu să aflați despre mai multe lucruri, informații, pentru a putea atrage persoane în, a, în afacerile respective. Dar este o schimbare totală de noroc, iar noul ăsta de monede și roata e posibil să fie și o sumă de bani la care nu v-ați așteptat. Este o surpriză de bani. Poate veni, să zicem, un chilipir sau ceva la care ați câștigat sau ați câștigat o metodă ușoară de a câștiga o sumă de bani. E ceva la care vine neașteptat. Deci, veți vedea singuri, eu voi aștepta mesajele voastre, un feedback este binevenit întotdeauna, știu că nu toată lumea poate să rezoneze, dar am senzația că aici veți avea o mare surpriză. Fie că banii respectivi vor veni că trebuie să-i transformați voi în altă parte sau să-i transferați sau știu eu genul acesta, dar cu siguranță va fi ceva la care poate nu v-ați gândit și vor veni la un moment dat la care chiar nu v-ați așteptat. Vă doresc o lună frumoasă, zâmbiți mai mult, bucurați-vă de viață și merge mai departe. Ascendent lună-soare în scorpion. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru voi, pentru scorpioni? 8 de bute. 8 de bute, poate ciclul vostru social se mărește sau ar trebui să vi-l măriți. Poate aveți de face cu în meseria pe care o faceți. 6 de spade, 9 de cupe, 3 de spade, marea preuteasă și 4 de bâte. 3 de monede. Luna, pajul de spade, 6 de cupe. Aici vor veni foarte multe noutăți. Multe noutăți din toate părțile. Iar pentru voi optul ăsta de bâte joacă un rol foarte important în momentul în care doriți să investiți în ceva. Deci veți auzi, veți avea foarte multe vești, aici aveți 6 de cupe, fie din familie, frații mai mici sau prieteni în copilărie. Uh, veți avea foarte multe mesaje precum poate nașterea unui copil pentru că aveți luna, burtica treiul ăsta de monede este ceva legat poate de uh, poate o, o planificare sau uh, ceva ce ține ce are de-a face cu familia sau o planificare pe care voi trebuie să o faceți și ar trebui să, fie, să fiți susținuți sau să-i susțineți pe ceilalți. Regina de monede, asul de bute, regina de bute și asul de bute. Foarte interesant pentru că voi aici trebuie să-i susțineți pe ceilalți. Adică cei care aveți un partener Va trebui să îi susțineți în munca pe care o fac. 6 de spade de două ori pentru succesul respectiv. Deci ar trebui să îi susțineți cam pentru următoarele șase luni de zile. Pentru că va, vor avea succes, dar numai cu susținerea voastră. De ce? Pentru că aveți și nouă ăsta de cupe care vă reprezintă. Voi sunteți o zodie de apă. Veți alerga foarte mult pentru ei, dar susținerea respectivă va aduce foarte multe beneficii și un succes constant. Trei de spade. Împăratul, puterea și nouă de cupe. Pentru reușita partenerului va trebui să fiți acolo. Posibil ca partenerul să-și piardă locul de muncă și va trebui să fiți acolo pentru a-i ajuta. Va trebui să fiți prezenți acolo. Marea prăutasă, roata, <laughs> părăteasa. Uitați-vă cât de frumoase sunt cărțile. Ce se întâmplă după? Susținerea pe care voi o dați aduce abundență, lux la cote înalte. Și încă o dată, pajul acesta de bâte vă spune să dați sfoară în țară, cum s-ar zice. Fie vă faceți un cont Instagram, Facebook, TikTok, spuneți ce vreți. Faceți ceva în media în care veți aduna toți prietenii, veți comunica cu toată lumea pentru că aici este norocul, aici este abundența. și vor veni banii din surse pe care nu le-ați așteptat. Pentru că aveți marea preotează. Nu se văd. Dar voi aveți succes. Patru de monede. Pajul de spade și turnul. O lecție care ne învață pe noi de mici copii ne învăța bunica, niciodată să nu știe stânga ce face dreapta. Deci, oricine ar fi și cine ascultați, întotdeauna când aveți ceva, chiar dacă aveți cea mai mare încredere în partenerul vostru, mai bine puneți ceva deoparte să fie ce al vostru să fie al vostru. Ce al regelui să fie al regelui. Deci puneți ceva deoparte în care nici voi să nu știți cât aveți și ce aveți. Faceți acest lucru pentru că turnul ăsta și pajul vă arată de fapt că veți avea ceva ambigu în relație și veți începe să cercetați despre ce este vorba. Voi susțineți partenerul, mergeți mai departe, dar se ivește ceva care de fapt nu este vina voastră. Ceva care împiedică poate sau încearcă să dezintegreze o relație. Sau mai bine zis spune piedici. De aceea trebuie întotdeauna să fiți aproape de partenerul vostru. Întotdeauna. În orice tranzit pe care îl faceți. Fie că va călători, fie va face ceva. Va trebui să fiți acolo. Susțineți partenerul, dar în același timp sunteți în același avion. Sunteți în același, în același loc amândoi. E un pic am greu, dar asta este. Optul ăsta de cupe vă spune să plecați din ceva care este toxic pentru voi, să vă susțineți partenerul sau Ce... Ceva la care nu poate fi neapărat partenerul de viață, poate fi și partenerul de afaceri, dar atunci se complică situația. De aceea vă spun că este partenerul de viață pentru că avem 4% de bute. Și dacă voi nu aveți încredere în ceva în care lucrați în momentul acesta și nu aveți nicio susținere, atunci este bine să mergeți pe energia partenerului, pentru că vă veți găsi echilibrul. Treiul asta de monede, nouă de monede, regele de săbii și 10 de cupe. Iar aici aveți 8 de bute. Ceva care vi se oferă ca un proiect a unei echipe și vi se oferă și o sumă de bani. Ei bine, fără ajutorul partenerului nu veți găsi o soluție extraordinară. Iar cei care sunteți singuri, cu siguranță veți avea parte de o legătură amoroasă care va fi pentru totdeauna pentru că aveți patru de bute și uh, regele de monede. Mare atenție ce semnați. Dacă eventual partenerul vrea să semnați un, știu eu, un contract conjugal. Pentru că aici este vorba despre 10 de monede. Regele de cupe, turnul și îndrăgostiții. Vedeți cât de repede vin. Aici este vorba despre o casă, despre o proprietate. Aveți mare grijă cu cine veți fi, ca persoana respectivă să nu alerge după averea voastră și nu după voi. Turnul este Marte, casă, proprietate, imobiliare, îndrăgostiții alegerea pe care o faceți. Dar să știți că afacerea voastră, orice ar fi în momentul în care voi vă susțineți partenerul, va merge foarte repede. Iar cei care vă veți căsători încă o dată, cât de mare iubirea, dragostea ar fi între voi, puneți ceva deoparte, fără ca nimeni să știe ce este acolo pentru că asta văd aici. Nu vă spune nimeni ce se va întâmpla mai departe, dar este bine să puneți ceva pentru că acest patru de monede îmi spune că dacă vrei stabilitate din ceva, înseamnă că trebuie să ai. Poate să nu lucreze afacerea respectivă foarte bine, poate să fie ceva la care veți fi uh, șantajați, deci tu trebuie să ai acolo un backup în la care să nu știe nimeni, e o siguranță, exact ca Mama sau femeia ține casa și întotdeauna va trebui să pună un bănuț deoparte să nu știe nimeni. Nici ea nu știe cât sunt acolo, dar trebuie să aibă ceva acolo care este siguranța de fapt a casei, a copiilor, a familiei. De ce? Aveți de două ori turnul. Dacă e să luptați, să luați o, știu eu, o moștenire, nu vă gândiți la moștenirea aia că va fi ceva, pentru că e o dărăpânătură până la urmă. Dacă este un teren, poate că terenul acela are o valoare, dar va trebui să vă gândiți, de fapt, că ceea ce puneți voi deoparte, ăla este valabil și real. Nu ceva la care vă gândiți sau e o poveste că vom lua lucrul acela sau vom avea acel lucru. Nu. Și mare atenție la o a treia persoană. Pentru că o a treia persoană, dacă intră în viața voastră, nu intră de dragul de a intra, ci pur și simplu pentru că va sustrage ceva financiar. Cu siguranță veți avea un câștig enorm până în luna octombrie susțineți ceea ce faceți, vă susțineți, autosusțineți, dacă sunteți cu un partener de afaceri, susțineți partenerul de afaceri pentru că veți scoate bani. Bani pe care nu i-ați scos până acum. Și este o mare surpriză pentru voi. Iar pentru unii dintre voi, da, turnul acela poate fi din imobiliare. Poate vindeți, începeți să investiți în imobiliare. Zâmbiți mai mult, fiți fericiți, merge mai departe. Ascendent, lună, soare în săgetător. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru săgetător? Ok, avem spânzuratul, ce vrea să ne spună? 4 de cupe, o nemulțumire poate emoțională, dar voi încerca să vă găsiți pacea minții. Și ce aveți aici? Aveți 6 de bute, îndrăgostiții, regele de cupe și 2 de cupe. Iar aici remitul, cromozomul, începutul la ceva, așa, 5 de băte. O asociere cu ceva sau locul de muncă unde vă aflați, poate veți lua niște decizii importante pentru locul de muncă pe care îl doriți sau ceva la care sunteți responsabili. Haideți să vedem despre ce este vorba. 3 de cupe. Banii și finanțele care vin. Ei bine, aici, pentru că este, avem o nuanță de aer de la spânzurat și trei de cupe cu apă, fericire, pentru a-ți recâștiga pacea minții, va trebui într-un fel sau altul să adopți poate o altă strategie. Sau să vezi lucrurile din alt punct de vedere. Regina de cupe. Cavalerul de cupe. Cineva la care ții foarte mult. Cineva la care vrei ca să mulțumești. Să zicem că vine cineva la voi care uh, are nevoie de ajutor din partea familiei, mai ales din partea mamei, pentru că aveți de-a face cu o energie de apă și apa este luna și vine din partea mamei și vă cere ajutorul. Ei bine, veți veți da acel ajutor și o veți face acel ajutor ca o responsabilitate a voastră să ajutați, poate este vărișorul, verișoara voastră, poate este cineva mai mic de vârstă decât voi, poate este cineva care, într-adevăr, are o mare nevoie de ajutor. Luna, vedeți, este din partea mamei, o decizie pe care o aveți. Și aveți foarte multe aici regele de și regina de cupe, cavalerul de cupe, iar aici aveți și cavalerul de bute energie de foc. Posibil să țină chiar și de o proprietate. Carul, altă cultură, iar aici aveți trei de bute regele de monede. Turnul. Hm. Știți ce este aici turnul? Turnul cu doi de cupe. Poate vă gândiți într-adevăr dacă sunteți într-un cuplu sau poate cineva din familie încearcă să cumpere un teren, o casă, pentru că turnul are de face cu imobiliarul, este Marte. Ei bine, în momentul în care se face planul pentru așa ceva sau uh, vezi că... Uh, Cineva are nevoie de ajutor, de a lua o datorie și posibil să vină la tine pentru că ai o proprietate, ai ceva. Pentru a-ți câștiga pacea minții, deci vedeți care este acel clic, vei da acel lucru. Deci dacă vine cineva la tine să-ți spună vrei să semnezi pentru, știi, vrem să luăm, de fapt, casa respectivă sau să facem... Tu vei spune, da, iau. Acel lucru se transformă la tine în ceva extraordinar de bun pe viitor. Dar nu vei sta să ai bătaia de cap, să spui de ce, cum, ce fel. Nu, nu vei sta să faci lucrul ăsta. În plus, turnul și regele de monede și trei de bute. dacă îți pui în plan să-ți cumperi tu ceva, iar aici e ai și carul, posibil să fie chiar o mașină și să nu fie o casă, dar atunci când am carul și cu turnul, asta înseamnă marte și cu mașina respectivă poate fi o mașină cu viteză. Pentru că e marte în joc. În momentul în care te duci să să depui actele pentru datoria respectivă că vrei să-ți cumperi o mașină, în momentul în care realizezi ce ai semnat atunci Îți pui fundul la treabă cu alte cuvinte. De ce? Pentru că îți dai seama că ai de plătit o datorie care vine în fiecare lună. Este plăcerea ta personală de aceea a venit. Iar aici aveți șapte de monede. Atunci vă dați seama că de fapt voi trebuie să depuneți mai multă muncă pentru că bănuții care vin nu sunt tocmai ceea ce... O să vă ajungă mai departe. Pajul de bute. Vedeți, posibil să renunțați la ceva în favoarea unui frate mai mic. Iar aici aveți și împărăteasa roata, vi se schimbă norocul. Aduceți abundență. Actul pe care voi îl faceți, actul de caritate pe care îl faceți, asta vreau să spun metaforic. Poate dați cuiva o farfurie cu mâncare unui om de pe stradă. Poate că, într-adevăr, doriți să ajutați pe cineva. Orice veți face, acel ceva vă va schimba viața. Dar, încă o dată, aveți... Mare grijă la datoriile pe care voi le veți face. Se va ivi ceva la care să faceți acea datorie. Ei bine, dacă acea datorie este pe numele vostru, abia atunci veți simți greutatea pe care o are în sine datoria de a plăti ceva. Atunci veți înțelege pe alții. Atunci poate veți înțelege părinții. Șapte de monede. 4 de bute, să vă apărați de fapt proprietatea, 3 de spade, judecata și încă o dată eremitul. Și cartea voastră. Cercetați bine înainte de a semna orice, faceți totul posibil să vedeți care este de fapt soluția respectivă, pentru că eremitul asta vă spune să faceți lumină în ceea ce ar trebui să știți. Nu mergeți direct pe energia respectivă. Și încă o dată, iarăși mi-apare carul. Deci, fiți foarte atenți pentru că aici îmi spune de cumpărarea unei mașini pe numele vostru, unii dintre voi, nu neapărat să rezoneze cu toată lumea. Dar dacă voi aveți în minte să cumpărați ceva, să investiți în ceva și nu aveți banii disponibili, mai întâi vedeți ce aveți în portofel, în pungă, cum s-ar zice, după care investiți ceva și să vedeți și capacitatea cu, pe care o aveți să puteți să plătiți acel ceva în, înapoi. Pentru că șaptele ăsta de monade îmi arată puterea voastră economică și în momentul în care vine acel ceva care voi trebuie să-l plătiți, abia atunci realizați care este greutatea. Și un fel de a vă uh, transforma viața într-o responsabilitate care nu își avea rostul acum pentru momentul ăsta. Este ca și cum vi se oferă ceva mai mult și norocul și aici este ceva la care Venus, pentru că iarăși este mașină, norocul pe care îl aveți vine prin ceva în care investiți să-i ajutați pe alții, investiți să înfrumusețați viața altora. Și atunci vi se schimbă o vă viață. Vă schimbă norocul, de fapt. Nu trebuie neapărat să schimbați mașina, să luați cea mai bună mașină de pe planetă pentru a vă schimba viața. Nu. Aici este investiția voastră în a ajuta pe alții și pur și simplu de a vă vedea de treaba voastră. Iar voi, în momentul în care investiți în a ajuta pe alții, de fapt, vi se schimbă norocul. și cu siguranță veți căuta o soluție prin care să câștigați mai mult. Chiar vreau să clarific acest lucru, chiar dacă le voi pune aici pe astea două și vreau să văd șaptele astea de monede care mi-a apărut de două ori ce vrea să-mi dea cu clarificarea împărătese și roata. 6 de cupe, 5 de spade, 5 de monede. Este bine să vă uitați la cheltuielile voastre, să vă ajutați membrii de familie și numai atunci când veți ajuta membrii de familie, voi veți începe să câștigați bani. Roata este ciclul care vine. E un fel de a înțelege cheltuielile familiei, a mamei, a tatălui, a fraților și în momentul în care înțelegeți că trebuie să vă opriți undeva unde să aveți o responsabilitate, atunci încep să vină banii și vine ca un fel de rambursare la tot ceea ce ați făcut voi până acum. Și e posibil într-adevăr să ajutați pe cineva financiar. Și asta vă aduce noroc de fapt. Mergem mai departe, zâmbiți mai mult și fiți fericiți. Ce avem pentru ascendent Soare în capricorn. Haideți să vedem ce avem pentru capricorn. Magicianul 6 de bute, 4 de cupe. Magicianul are de-face cu nordul și are de face cu Mercur, Buddha, cel care vă învață. Posibil unul dintre voi să aveți de-a face cu niște studii, îndrăgostiții, împăratul și spânzuratul. Aici spânzuratul cu împăratul și cu îndrăgostiții sunt niște cheltuieli de vacanță. Iar aici asul de spade, justiția, 10 de monede și 8 de monede. Deci, unii dintre voi, fie investiți în voi, în niște studii pe care trebuie să le faceți, fie investiți în studiile copiilor voștri. Cei care nu aveți vârsta respectivă, veți investi în studiile copiilor voștri. Va trebui să, să fiți acolo pentru ei. Plus, nu este numai investiția în sine, va fi și prezența voastră în sine. E un fel de a ajuta. Un fel de ale deschide ochii. Cum trebuie să faci lucrul acesta? Ce trebuie să faci? Deci dacă, dacă aveți copii, veți sta să faceți lecțiile copiii voștri. Este timpul în care va trebui să ții niște responsabilități în care nu poți să spui zipet, deci închide gura, dar tu trebuie să fii acolo pentru a-i ajuta. Haideți să vedem ce avem aici cu Magicianul. Magicianul și Regina de cupe. Dacă sunteți într-o relație amoroasă, cu siguranță veți investi mai mult timp și poate chiar o vacanță, pentru că Mercur are de-a face cu banii și posibil să fie chiar o călătorie. Iar aici cu spânzuratul, cu siguranță se vor goli puțin buzunarele. Asul acesta de spade. Sunt niște noutăți pe care voi le știți, dar nu le veți comunica mai departe și va trebui să luați niște responsabilități în a avea succes fie în afacerea voastră, fie în familie. Aici, îndrăgostiții. Aveți de două ori îndrăgostiții, deci cu siguranță mesajul este să luați o decizie cu privire la fericirea familiei voastre. Herofantul. Cei care nu sunteți căsătoriți va trebui să luați o decizie în, într-o relație amoroasă de a fi împreună cu cineva. E un fel de a-ți lua responsabilitățile și posibil ca partenera să fie însărcinată sau să aibă un copil. Împăratul și împărăteasa. Aici este o uniune magică. Aici este uniunea voastră magică. Deci orice mi-ați spune, sunteți exact cuplul care trebuie să fie și cu siguranță capricornii îr, își vor lua o mare responsabilitate, ceva la care îi surprinde și pe parteneri. Da, trei de monede și Spânzuratul, ar trebui să vedeți lucrurile și din alt punct de vedere. Lucrul în echipă a fost până acum poate din partea altcuiva, acum lucrul în echipă este și din partea voastră și va trebui să vă luați niște responsabilități. Asta vrea să vă spună. Iar aici, magicianul, veți transforma totul și posibil pentru unii dintre voi să deveniți static. Iar pentru unii dintre voi, acest soare este de fapt strălucirea sufletului vostru. Este de fapt ceea ce oferiți în acest moment veți oferi multă bucurie celor din jur și împreună cu hierofantul acel ceva care a fost cândva încăpățânat sau poate uh, nu vedeați diferența în acel om e bine să știți acum că capricornul respectiv se este în transformare veți avea o mare, mare surpriză Felul în care vă transformați. E ceva care vă aduce lumină în viața voastră. Poate fi, dacă nu sunteți voi, poate fi un membru de familie, poate fi copilul vostru care se căsătorește, poate fi ceva la care vă aduce viață, reînviați. Asul de spade, turnul. Turnul acesta este o, ceva neașteptat, ceva care nu ați așteptat până acum sau poate v-ați făcut niște planuri, știți că planurile de acasă nu sunt cu cele din târg. Cam asta este ca imagine aici. Iar pentru unii dintre voi, posibil să vă apropiați foarte mult de o călătorie spirituală pentru că aveți trei debute. o altă cultură, ceva de genul acesta. Haideți să vedem aici. 4 de cupe, 8 de cupe, lumea. Doriți să faceți o călătorie. Da, este o călătorie spirituală, cu siguranță, pentru că aveți de două ori hierofantul. Este ca un fel de împlinire a voastră. Sau poate unii dintre voi veți merge la o cumătrie, o nuntă, genul acesta de energie aici, care vă bucură enorm de mult și mergeți undeva peste hotare. Zâmbiți mai mult, fiți fericiți, numai bine, vă doresc o lună frumoasă, la revedere și ne auzim. Mergem mai departe. Ascendent, lună soare în vărsător. Haideți să vedem ce avem pentru vărsător. 10 de monede. Împărăteasa. 2 de săbii, Regele de bute. 3 de cupe. 6 de cupe. Iar aici aveți 8 de monede. 10 de spade, cavalerul de cupe, ceva care s-a terminat, ceva care ați fost supus, optul acesta de monede îți spune să cercetezi mai bine, să înveți, să, să încerci, să faci niște schimbări. Haideți să vedem ce se întâmplă aici, zecele acesta de monede și marea prăutasă și uh, împărătasa, scuzați este ceva la care voi ați investit, dar investiția respectivă vine din partea lui Venus, care de fapt este partenerul, partenera voastră. Sau ideea respectivă vine din partea partenerului. Și mai întâi de toate voi clarifica doiul acesta de spade ce se întâmplă aici. Trei de monede. Trei de monede vă spune un lucru în echipă, Cavalerul de monede. Cineva care um, are o viteză de... <laughs> Eu îi spun o, o viteză viteza unei broaște țestoase, dar este sigură. Plus, aici vă trebuie ceva legat de... Um, guvern, niște acte semnate de guvern. De ce? Pentru că voi aveți aici cavalerul și aveți ursul. Ursul întotdeauna este ceva guvernamental. Un ajutor care trebuie să vină de acolo. Merge puțin cam greu, dar vine, să știți. Și este într-adevăr o muncă în echipă pentru așa ceva. Haideți să vedem atunci ce avem aici cu 10 asta de monede. Este acțiunea voastră sau acțiunea cuiva care depune un efort pentru așa ceva, având în vedere că aveți din nou regele, poate fi partenerul partenera voastră. Pentru că aici există pasiune. Împărătasa din nou. <laughs> deci, uniunea voastră este o uniune norocoasă. Ia uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi cât de frumoasă este. Deci n-am mai întâlnit niciodată așa ceva. Mesajul este, se repetă pentru a ne arăta că acțiunea voastră pe care o faceți aduce abundență și aveți o, un respect aparte față de partener. Femeie, bărbat, ce este, e, e, e un respect anume. Pasiunea pe care o voi o împărtășiți aduce noroc, prosperitate, abundență, lux, pentru că avem de-a face cu împărăteasa. Grație împărătesei aveți totul pus la punct. Iar aici aveți treiul acesta de cupe, care iarăși va aduce abundență, și e foarte interesant că abundența vine prin voi. Voi manifestați acel lucru. Și îl manifestați unde? Din casă. Pentru că Venus, de fapt, este în casă. Este casa voastră. Și încă ceva foarte straniu care vine acum în minte. În momentul în care voi uh, dați cuvar în casă și faceți pereții albi, se extinde efectiv casa, se mărește, dar devine Venus. Nu devine spital cum aud de la unii. Faceți atunci un alb uh, crem, dacă doriți. Dar în momentul în care voi dați acea culoare a perlei în casă, voi vă activați casa ca fiind venus. Și în momentul în care voi curățați pereții ăia și îi faceți, poate să au un negrit de iarnă, poate să-l dar voi în momentul în care faceți lucrul ăla, voi de fapt dați viață casei, curățenia respectivă este Venus, voi îl activați pe Venus. Și Venus sunt bani. Curățenia principală în casă, frumos, luxul, cât de mic ar fi, nu adunați multe lucruri în același timp. Adunătura de lucruri va aduc multe obstacole. Toate lucrurile care le puneți jos pe podea vă aduc obstacole, inclusiv plantele. Deci, încă o dată, voi activați ceva în casă magnific care pur și simplu se extinde 3 de cupe, veți avea foarte multe noutăți, posibil unii dintre voi să lucrați online. 6 de cupe, cu asul de cupe, posibil unii dintre voi să aveți noutatea unui bebeluș. Pentru că este legat de copilărie, de copii. Iar aici cavalerul de băte, câte drumuri veți face și ce veți face? Haideți să vedem. 9 de cupe. Pentru a vi se îndeplini ceea ce doriți va trebui să depuneți un efort și să uh, vă interesați mai mult să vă luați niște responsabilități ale casei, cum s-ar zice. 8 de monede, regele de monede, niște responsabilități pe care vi le luați în casă, iar și 10 de monede. Vi se repetă cărțile, deci efectiv nu am cuvinte niște strategii pe care le veți folosi foarte interesante. Vedeți șobolanul acesta? Și în zodiacul chinezesc este unul dintre cei mai inteligenți, pentru că știe cum să folosească niște strategii de a face aceste 10 de monede. E foarte interesantă etalarea voastră și e superbă. 4 de monede, 4 de bute și luna. Pentru unii dintre voi, succesul respectiv vine, iar pentru unii dintre voi să știți că luna mi arată, cei care mama încă este în viață, va uh, câștiga în greutate. Dar câștigul în greutatea mamei va aduce vă o bani. <gători> e, e, ceva la care nu pot să explic, dar, dar asta, asta e și asta văd. Și mai ales când ține într-adevăr de Venus. Pentru că mama face iarăși parte din casă, din... Uh, mama este cea care curăța, mama este cea care face niște lucruri în casă. Chiar dacă nu este prezent acolo unde sunteți, vă aduce un succes. Iar succesul acesta este patru de Bâte. Haideți să clarificăm acum repetarea acestor cărți și ce va aduce vouă în viața voastră, care este atitudinea voastră în, a, în această acțiune. Regina de monede, asul de săbii și judecata foarte interesant pentru că judecata are de-a face cu resetarea voastră și asta înseamnă că asul acesta de spade este adevărul vostru, regele, este energia voastră și ia uitați voi ce aveți aici. Dați la o parte orice... Deci puteți să vă schimbați, să zicem că dacă erați o persoană care înainte mâncați carne, în momentul acela se acesta se întâmplă o resetare și mergeți numai vegetarian, dar nu numai lucrul acesta, față în față cu persoana cu care sunteți și cuplul pe care ați devenit, aveți o putere extraordinară de protecție, pentru că aici deavolul și justiția, vedeți, stați cuplul respectiv, iar resetarea respectivă este de fapt rugăciunea. Deci poate includeți în viața uh, voastră mult mai mult divinitatea, spiritualitatea. Nu contează la cine vă rugați, nu contează ce Dumnezeu este, ce nu, vă, nu contează, divinitate este, dar cu siguranță vă aduce o protecție extraordinară, pentru că aici aveți munții aceștia și aveți și asul acesta este lumina divină. Laurii vin după această lumină divină, adevărul pur. Și vedeți, aici este de fapt renașterea voastră, vedeți fluturii. Veștile care vor veni către voi. Iar aici luați o capă un semn de rugăciune. Ce, ține în, ce are pe mâna stângă regina. Deci veți da la o parte cam totul și veți face curățenie în viața voastră cu prietenii pe care i aveți. Vă doresc o lună frumoasă, numai bine, zâmbiți mai mult și fiți fericiți, merge mai departe. Ascendent lună soare în pești. Haideți să vedem acum ce avem pentru voi. Ce avem pentru pești? schimbare de strategie, șapte de spade, Steaua, Magicianul. Nimic nu se întâmplă magic, ci pur și simplu vă spune să depuneți un efort și să luați o decizie. 2 de cupe și 10 de monede. Ia să vedem aici ce avem cu Cavalerul acesta de săbii, 5 de monede. E un fel de a investi în ceva, dar investiția în care trebuie să o faceți va trebui să luați mai întâi un sfat. Posibil să fie un frate mai mic, posibil să fie un prieten uh, care poate are experiența respectivă, dar veți lua acest sfat. Veți da și voi sfaturi la rândul vostru, dar aici văd că pentru a investi cinciul acesta de monede, uh, veți lua un sfat și pajul ăsta de monede este un nou job. Deci unii dintre voi poate vă gândiți să vă schimbați jobul respectiv și veți avea niște noutăți. Haideți să vedem ce avem cu acest 7 de spade. Regina de bâte. Nouă de monede. Posibil pentru unii dintre voi să faceți o cerere de credit. De ce spun lucrul acesta? Pentru că aveți nouă de monede și aveți și steaua. Steaua este de fapt Vărsătorul, dar este în același moment uh, casa voastră 11-a și asta înseamnă dorințele voastre. Iar regina aceasta de bute este de fapt cineva care lucrează foarte mult, care este foarte activ și are planuri. Șaptele la de spade vă spune că nu puteți să fugiți de efortul respectiv. Deci dacă nu depuneți un efort, în, chiar dacă cereți ceva și dacă aveți de-a face cu planificare, dacă nu depuneți un efort în care să transpirați efectiv, pentru că asta face regina de uh, bute, transpirare, foc, uh, nu puteți să luați sau să aveți de-a face cu, cu planul acela, cu rezultatul pe care voi îl doriți. Adică dacă voi încercați să mergeți pe niște drumuri scurte, că nu e nimica, lasă că uita legă pe partea asta, lasă că nu e nimic, a, așa, nu. Aici nu se întâmplă nimic. Și nu veți avea nicio reușită pe alte planuri. Pentru că aici vi se spune să depuneți un efort. Luați-o cum vreți, asta este o talare generală, dar eu vă spun ceea ce văd. Magicianul. Luna dorința voastră de a avea acel ceva. Dorința nu merge decât mână în mână cu efortul. Doi de spade, trei de cupe și decizia de a schimba ceva. Dacă schimbați locul de muncă, va trebui să mergeți către ceva la care, chiar dacă depuneți un efort mai mare, știți că veți avea un beneficiu mai mare. Doi de cupe, 10 de spade și iarăși 2 de cupe. Ce vreau să vă spun aici? Posibil să investiți într-o într afacere cu un partener, parteneră, care de fapt uh, nu aveți încredere. Ei bine, aici aveți nevoie de sfatul cuiva. Poate că partenerul, partenera de afacere ar trebui să fie cineva ca membru de familie sau aveți nevoie de un sfat. Pentru unii dintre voi sfatul acela îl puteți lua fie de la mamă, fie de la frați din familie. Dar e un fel de a sufla iaurt după ce vi s-a întâmplat ceva, o pierdere de bani. Judecata, resetare, să o las de la zero. Aici vi se spune să nu vă întoarceți în ceva din trecut. Aici vi se spune resetare, 10 de monede, 8 de cupe, 10 de cupe și spânzuratul. Posibil să faceți o investiție în ceva în care veți face singuri. Plecați din ceva toxic. Cavalerul de săbii, 4 de cupe. Uneori este greu să plecăm din ceva care deja știm cum se lucrează, știm secretele meseriei, avem o experiență. Ei bine, aici asta vi se spune. Să plecați din acel ceva care poate și ceilalți sau cercul vicios pe care îl aveți în jurul vostru cu ceilalți. Vedeți încă o dată șapte de spade. Aici este șantajul care vine. Dacă vreți să investiți în ceva, este bine să știți toate informațiile posibile pentru că asta vă spune aici optul ăsta de monede și pajul de monede. Aveți de două ori șapte de săbi și de două ori 10 de monede. Foarte rar mi se întâmplă lucrurile acestea și ia uitați ce este. Ori vi se pură banii, ori încercați prin alte metode să faceți banii respectiv, care până la urmă nu vor ajunge undeva, pentru că șaptele la de bâte îți spune vrei să fii inteligent, să faci o strategie bună, de bune un efort anume, transpiră, cum s-ar zice pe românește și vei lua acei bani. Nu e nicio problemă. Poate fi, poate fi prin ceva în care circulă banii respectivi sau știu eu ceva la care se face chiar un online, dar depune un efort. Efortul acela va fi răsplătit dar nu încerca prin metode neortodoxe să iei drumuri scurte pentru că nu vei câștiga, îi vei pierde pe cei 10 de monede. Și nu odată, de două ori. Asta îți spune aici cu doiul acesta, de două ori și 10 de spade. Este o lecție care ți se dă. Dacă ai un parteneriat, va trebui să ai încredere și să lucrezi pe acel parteneriat pentru a câștiga acești bani. Dacă vei merge în ascuns să faci afacerile fără a susține partenerul respectiv în afaceri, atunci vei pierde. Asta vrea să spună. Dacă nu este vorba despre afaceri și este vorba despre pur și simplu partenerul tău de viață și uh, ascunzi niște lucruri de partenerul tău de viață intenționat, ei bine să știi că karma se întoarce și pierzi. Pentru că uiți ceva, partenerul tău de viață devine sângele tău, familia ta. Și în momentul în care tu vorbești de rău sau faci ceva ascuns față de partenerul tău care este ceva în rău, atunci te lovește pe tine, este reflexia inversă. Oglindire. Ce trebuie să știi? Steaua, o oportunitate care vine, moartea, o transformare și în serviciul cuiva. Trebuie să înveți să ai grijă de ceilalți și trebuie să te transformi în felul în care ceilalți vor. Și efortul pe care tu îl vei pune, ți se va răsplăti. Dar aici ți se spune să ai grijă de ceilalți. Pentru că aici asta vrea. Și oportunitatea care ți se oferă, pentru unii dintre voi posibil să fie o meserie legată de bătrâni. Pentru unii poate fi o meserie la care tu să fii în serviciu altcuiva, dar va trebui să depui acel efort. După ce depui acel efort, totul ți se împlinește. Numai bine, la revedere! Vă doresc o lună frumoasă! Zâmbiți mai mult și fiți fericiți! La revedere!